Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucatei gustoase! Pasta de Astăzi facem mandarine. aromă pentru cozonac și Pentru prăjituri. pasta de mandarine vom avea nevoie de circa 3 mandarine, deci 250 de grame, o să le cântărim după ce scoatem și sâmburi și tot așa. Deci eu le-am cântărit, cam 3 vor intra. Și 125 zahăr de brun grame sau zahăr tos. Și să tăiem mandarinele. Spălate, uscate, așa, și se pun cu tocul cu așa. Și le vom tăia și le vom pune în olița noastră aici. Și tăiem așa. O să scoatem sâmburii. Așa. Aveți grijă că au foarte mult sâmburei. Și vom pune totul în polița noastră, vedeți? Fără sâmburi. Aici mai avem unul. Tăiem așa bine și punem pe foc. Și vom lăsa până scade bine, bine, ca la dulceață. Și toate aceste rețete le găsiți și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Acolo mă găsiți cu foarte, foarte multe rețete. De la cozonaci, până la sarmale, până la săpunuri făcute în casă, realizate la rece. Chiar și creme pentru față, tratamente pentru păr, unguiente pentru dureri. Și multe, multe altele. Am circa 20 de rețete de cozonaci. Fiecare cozonac are rețeta lui. Deci am de la cel mai complicat până la cel mai simplu, cu frământare, fără frământare, cu foarte multe gălbenușuri, cu puține gălbenușuri, cu ouă întregi, cu chiar și cozonac din albușuri, cozonac cu aluatul, cu cacao și umplutură de nucă de cocos. Este un deliciu. L-am făcut fără frământare, găsit și cu frământare și fără frământare și foarte, foarte multe de rețete și de checuri, de fursecuri, de prăjituri, prăjituri cu foi, torturi, foarte multe torturi, sunt torturi foarte simple, toate rețetele mele sunt simple, 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 eu nu fac rețete complicate, așa, și tăiem aici să scoatem sâmburei. Mandarinele. Și aici am pus mandarinele noastre, deci 250 de grame de mandarine, deci fără sâmburi, tăiate bucățele, cu 125 de zahăr. Eu astăzi pun zahăr brun, pentru că dă un gust foarte bun, așa, de caramel la prăjituri și îmi place foarte mult. Și am să pun așa aici. Amestecăm așa puțin și punem pe foc. Deci până o să iasă exact ca și o dulceață, circa 15 minute o să lăsăm. Deci o să-l controlăm să fie cât mai scăzut și apoi o să mixăm. Ia uitați, trebuie să fie scăzută bine. Se lipește, vedeți? Să fie lipicioasă. Și acum voi pune totul aici în vasul meu. Așa. Ia uitați, pasta de mandarine. Folosită și la prăjituri. Deci este o aromă super, super, super. O puteți pune în cozonac să vedeți ce gust bun de la cozonac. Și aceasta este pasta de mandarine. Este un pic închisă la culoare, că eu am făcut-o cu zahăr brun. Așa. Și, dar dacă o faceți cu zahăr tos, alb, o să iasă o culoare portocalie deschisă. Eu am să o las să se răcească și după aceea adaug în aluat și gust. Gust mereu să văd cum este, dacă este bun, dacă este aromat aluatul și mai adaug, mai ales la cozonac. Deci adaug mereu cum adăugăm aromele. Să vedem dacă este mulțumesc, bun și mulțumesc, dulce. Mulțumesc, mulțumesc, vă pup, la revedere și multă sănătate vă doresc, pupici!